Bine, eu încep înseamnă că. Vă numiți Viorica Belîi. Da, bună ziua, domnul Brega, am apelat la dumneavoastră iarăși, fiindcă am o nu știu cum să-i zic, o petiție sau un strigăt care nu mă aude până acum. Am scris la mai mulți, la inspecții, la ecologii, la primării, nu am fost auzit. De ce am apelat la dumneavoastră? E vorba de poluare, nu? Da. Da, poluare. Eu sunt băștinașa satului Ucoșeni, Ungheni, noi ținem de Ungheni, da? Și am apelat la, mai întâi am apelat la poluarea, da? Ministerul Ecologiei, am sunat la Ecologie, adică am scris o petiție online, fiindcă nu dispun de timp, da? Nu am fost auzită, după care am scris mai multe petiții și la primăria din sat, da? Au reacționat, dar cum a reacționat primăria din sat? Au trimis la părinții mei ăsta, cum îi zicem? Răspuns la petiții. Da, l-au trimis pe viceprimar, probabil. De sector, nu, poliția de sector. Au trimis și au interogat părinții mei, fiindcă eu, nefiind la locul dat, da? Au întrebat care e problema, cu ce m-am adresat. Înseamnă că la dâșii au apărut americere, da? Dar mai departe, cu atât și s-a terminat. Am fost interogat telefonic ce probleme am și dacă pot să vin la fața locului. Eu la fața locului nu pot, fiindcă sunt din Chișinău. Acolo sunt părinți care pot să vă explice, dar eu prin cererea de la primărie am explicat totul. Care e problema? E problema cu poluarea dintre hotarul satului meu natal, Coșe, și Teșcurie. Acolo băștinașii mei, v-am zis că au făcut o mică, să zicem așa, sfalcă, cum la ruși. Gunoiște, da. Gunoiște, văd aici șardezii care conține azbest și care e element cancerogen și de mult trebuie să fie tratat cu grijă. Și deșeuri de construcție. Da, dacă ar fi numai lotul care, mă rog, acolo din natură o venit și natură se duce, asta e una. Dar totuși nu trebuia așa să fie în mijlocul satului să primești. La intrare în sat, la intrare. Noi avem două intrări, de către Teșcureni și către Negureni. Nu am fost auzită decât la primăria Ungheni, da? Unde mi-au fost unele replici, nu tocmai ei se ocupă de chestia asta, se ocupă, cum vă spun, Consiliul Raional. Păi da, da? Primăria Ungheni cam departe și de Teșcureni și de Negureni, primăria Ungheni are teritoriul ei, Consiliul Raional se ocupă de tot raionul. Da, nu știam la bun început la cine să mă adresez, să mă adresez unde am găsit site-ul, da? Și m-au coordonat la Consiliul Raional Ungheni. Mi-a spus să-l scriu pe domnul președinte, da, Mitriu Ghenari. I-am scris mesaj, părere de rău nu l-am păstrat, da, că îl trimiteam și îl fixați acolo. Dar văd că unii v-au răspuns totuși. Mi-a răspuns numai vă zic cine. Inspecția pentru protecția mediului, fiindcă eu am scris la dumnealor mai de vreme referitor la ferma noastră din Coșe, da? Care un dezastru ecologic făcea însăși ferma aceea, în toate, să zicem așa, putorile spre gârla satului, adică spre râpă, da? Ei tot ce aveau deșeurile lor, acolo porcii sunt crescuți nu tocmai pe cale naturală, vă dați seama, chimie multă. Dar chimia asta unde se duce? Pe râpă. Râpa cine? De parcă nu e destul de toxică urina și fecalele de porc, mai e băgat și chimie. Oricum e periculos și ilegal să dai excremente de animal, de orice animal, în apele de suprafață. Da, atunci au reacționat, le-am mulțumit, au venit, au făcut, au dus gunoiul, nu știu unde l-au dus, dar ceva au făcut. Nu mai este miros insuportabil acolo. Vara era jale mare. Așa. Și la primărie Negureni vechi, tot așa. Am luat o întrebare, s-o discutat și s-o clarificat cu asta. Gunoi ăsta. Da, nu cu gunoi ăștia. Porcăria. Tot, porcăria, da. Acum cu gunoi ăștia am scris un mesaj tot online și la primărie. I-am propus să retragă gunoi de la consătenime. Eu zic, ori cu voi și fără de voi ei, poate nu au unde să duc deșeurile cele, mă rog, alții pun sub gard și le lasă acolo, le păstrează. Deci le-ați propus să colecteze primăria oficial deșeurile, da, gunoaiele de la oameni. Până acum nu făceau asta. Și nici acum nu fac, probabil. Le-am spus și reciclarea ar fi binevenită, că, mă rog, vor toți cu Europa, sat european, fac, dar măcar fac și recoltarea, s-o strângă de acolo toată mizeria care, mă rog, toți suntem oameni și aveam și gunoi și ce aveam la noi se recoltă, da? Nu se recoltă, se... Colectează, se evacuează gunoaiele, da. Dar și recoltarea nu e deloc greșit, așa că insistați. O formă mai... Deci primarul nu a răspuns. Aveți primărie la Coșeni, da? Primarul, vedeți cum a răspuns într-un fel că numai că o trimăs poliția de sector și cu asta basta. Au spus că o să revină cu un telefon, am așteptat în ziua aceea, am așteptat și în 2019, vă zic, acum suntem în 2020. Nici o reacție. Municipiul Ungheni a reacționat, Consiliul Raional nu a reacționat, Primărie Ungheni parțial și gata. Nu am niciun răspuns de la nimic. Am rugat să fiu la curent. Asta înseamnă iresponsabilitate, pentru că răspunsul la petiție e obligator conform legii despre petiționare. Dar se pare că funcționarii aleși și poporul nu prea știu asta sau nu respectă. Știu, dar nu respectă. Da, n-am scris, poate să-mi convină că n-am scris în scris. Păi eu nu am timp să merg. Merg la părinți. Părinții mei în satul Coșeni, Negurenii, ceva timp, știți cum. Acasă stai și să ajungi părinți, nu se merge. Mă rog, timp pierdut. Am scris online, fiindcă așa mi-a convenit mie. Ei încă nu s-au obișnuit să răspundă la petiții online, chiar dacă se pare că legea despre petiționare echivalează o plângere e-mail cu o plângere scrisă și tot așa trebuie să-i dea număr de ordine și trebuie să răspundă în termen legal maxim o lună. Da, eu am așteptat, mă rog, sfârșitul anului 2019, acum suntem în martie. Au avut ceva timp să hotărască. N-au hotărât absolut nimic. Ar trebui și sesizați și consilieri locali din sat, poate aveți rude, vecini cu mătri în consiliu. Și un consilier poate să se ocupe chiar din interes profesional, ca să zic așa, și de interes politic să se ocupe de asta, mai ales dacă e în poziția primarului, să-i pună asta pe agenda Consiliului Local, să-i dea în sarcina primarului și dacă ar fi inteligență ar putea să găsească fonduri, o grămadă de peste hotare, de la agenții pentru colectarea, evacuarea, separarea, prelucrarea, reciclarea deșeurilor, că e un trend în toată lumea. Dar dacă nu îi duce capul, să lasă locul altora. E o problemă foarte mare în toată lumea, știți, cu recoltarea gunoiilor și mai ales reciclarea este de genul ăsta. Eu am apelat și la o doamnă consilieră din sat, da? Numai că eu nu am scris petiții în scris. Nu, dar e suficient să vorbești cu ea, că după aceea ea face demersurile scrise sau tot verbal în ședința de consiliu. Și? Da, am rugat-o și dumneavoastră mi-a spus că ar fi bine să scriu în scris, dar știți cum pe una pe alta n-am mai fost de atunci la țară și n-am mai putut să... Am înțeles, ea e formalistă, vrea pretextul, nu vrea să formuleze ea problema. Asta e. Când da. Vrea să aibă temeiul ca și cum legal, că iată s-au adresat oamenii. Dar nu știu de ce suntem politicienii locali, aleșii locali, consilieri, nu știu de ce suntem să formuleze problema, inițiativa din numele lor, să păstreze imaginea bună, când ar trebui să înțeleagă tot omul că gunoiștele astea sunt nesănătoase pentru toată lumea, inclusiv pentru acei care le aruncă. Pentru că spoluiază solul, aerul și apele, din care ne alimentăm și noi și animalele noastre și plantele noastre și toți au de suferit din gunoiștele astea stihinice, necontrolate. Da, eu tocmai răspunderea nu-i totală a consătenilor mei, fiindcă ei neavând ieșiri din situație, știți cum. Dar nu ar fi bine dacă ar fi 7 ani de acasă, ei s-ar gândi, deci părinții mei nu-și permit să meargă într-acolo. Eu gunoiul eu la Chișinău și-l aduc, fiindcă au unele de astea, le punem în mașină și le aducem, mă rog, că nu au buteliile cele care sunt folosite, nu au unde să le... Sticlele de plastic, pungele, da. Da, dar ar trebui moldovenii să învețe că gunoiul, mai ales ăsta organic, să-l depoziteze, să-l macereze, să-l transforme în îngrășăminte de care are mare nevoie gospodăria și solurile, pământurile lor. Dar nu, ei dau foc la frunze, dau foc la crengi mărunte și plasticul aruncă, ce-ți fac cu el? E adevărat că la țară cel mai mult se folosește, se refolosește plasticul, o pungă, o sticlă de asta, de cum îi zicem noi, Pepsi, cola, de nu știu ce, pune și vin și ulei și tot ce vrei în ea de câteva ori și o mai spală și iar o folosește, model bun. Dar după aceea când nu o mai folosești, o arunci în natură și iată problemă mare. Da, e dezastru ecologic global, nu numai la noi în sat sau în țară, peste tot locul oamenii se confruntă. Și deja iau unele măsuri. La noi încă la urechea omului nu a ajuns că e ceva negativ pentru noi, pentru sănătatea noastră. Noi mergem la țară, fiindcă era aer curat, departe de oraș, înțelegeți? O elviție acolo, când la noi în ospite a venit un profesor de la Universitatea Angliei și ne-a dat, când eram noi mici, ne-a dat o... compunere surorii mele despre Elveția. El așa o vedea ca o Elveție, mai ales noi pe vârful dealului trăim extraordinar, dar toate astea cu timpul, știți cum, sper. Și e păcat că eu cu timpul am înțeles toate chestiile astea, că satul este ceva care te leagă, care lăuntricul nostru este din sat se pornește. Și mă bucur că ați înțeles problema poluării, ați formulat-o autorităților și iată ați acceptat să o formulăm și public ca să afle oamenii, pentru că lupta cu poluarea, ca și lupta cu corupția, poate spornească de sus mai eficient, dar mai sigur și mai temeinic și mai statornic va fi când o spornească de jos, când oamenii de rând o să înțeleagă, să recicleze, să nu consumi prea mult, să nu cumpere tot în pungi, de exemplu, cumpăr banane în pungi, când ele sunt velite natural în coaja lor, pentru ce-ți cumperi banane în pungi? Sau portocale, sau timirci, cartofi. Ia-ți o torbă de acasă, du-te-ți cântărește acela în cratiță sau în ceva și după aceea vei cu torba ta de hârtie pe care o folosești, dar nu umbla cu pungi la totul, pung, pun unii irresponsabili. Da, vezi că la noi ceva pași se fac deja, dar... Cam mici, 2 înainte și 1 înapoi. Așa e tot timpul. Mulțumesc, doamnă Belîi, pentru apel, pentru încredere și ținem legătura. Sunt încântat de activismul, de curajul dumneavoastră. Da, și aș vrea mai mulți oameni ca să facă același pas ce l-am făcut eu.